ce faci? Unde ești? Tot în țară ești? Tu tot în țară ești sau unde ești? Te-ai pup la sufletel. Trebuie să-ți dau ceva, da. Trebuie să-ți ofer ceva de ziua mea. Tot în țară, dar cât mai stai pe acolo? Tu ai dat de bine în București. Nu. Mulțumesc din suflet, dar nu te cheltui. Trebuie să-ți ofer ceva. Las că-ți dau eu, dar nu-ți dau eu. Dar nu-ți dau eu. Ești frumoasă, ochișor. Dar nu-ți dau eu. Dar cât mai stai în țară? Cât ai de gând să mai stai în țară? A, nu știi. Cum e vremea în București? Cum e vremea acolo? Vezi, dacă eram în București, îți făceam cinste azi de ziua mea. Îți dădeam ceva. E frumos, nu? Și aici e cald. Adică și aici e frumos. Și aici e cald, nu e frig. Bă, nu-s bunăciune, ci cu o bunăciune. Ești bună. Adu-ți-o, hai la cafea. Hai să-ți dau o cafea. Și apoi vedem noi ce urmește. Bună dimineața, neața la toată lumea. Deocamdată începe ziua cu cafeaua și apoi vedem ce mai urmește. O zi minunată, mulțumesc din suflet. Mulțumesc asemenea și ție. Băi, eu cred că zâmbesc și când dorm. Pă bune. Cred că pe mine m-a făcut mama. Mulțumesc frumos. Bună dimineața. Neața la toată lumea. Păi, atât am și eu frumos. Zâmbetul. Păi mine zâmbetul mă ține în formă. Ești o dulceață. Mulțumesc. Asta sunt eu. Așa sunt eu. Alta mama nu mai face. Eu mă prezint așa cum sunt eu. Ești frumoasă. Nu ești frumoasă, așa sunt eu. Neața la toată lumea. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. La cafea sunt. La cafea îmi beau cafeaua. Bă, să nu mă deochează de dimineață, că cine mă deoache trebuie să ajungă la mine să mă descânte. Ci că la mulți ani, mulțumesc să rămână. Bă, de la voi am aflat. Crede-mă că de la voi am aflat că-i Sfântul Alexandru azi. Habar n-aveam.
Bună dimineața! Eu în Londra nu știu decât de Crăciun, Paști și Revelion. Din țară sunt, din București, dar locuiesc în Londra. La mulți ani, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! Uite, cu voi aici am aflat și ocazie, Sfântul Alexandru. Ești măritată? Sunt virgină în Londra. Nu sunt măritată. De ce râzi? Că așa e, sunt virgină în Londra. Bună dimineața, mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Uite, v-am zis, cu voi aici am aflat și eu că e ziua mea azi. Uite-o cât e de geloasă! Dar tu știi că mama te iubește, de ce ești geloasă și plângi? Uite-o cât e de geloasă! Hello, hello! Dar tu știi că mami te iubește. De ce ești geloasă? Mulțumesc, română. Ionuț, mulțumesc frumos. Cu voi aici am aflat și eu că e Sfântul Alexandru azi, că habar n-aveam. L-am crescut de mică, am crescut-o de mică. Neață. Vrei să fii soția mea azi? Spun da. Spun un da mare fără să stau pe gânduri. Încă nici n-am terminat-o. Neață, tot la cafea sunt. Tu ce faci, Nuț? Cum ești? Da. La cafea. Îmi beau cafeaua. Ai vinul. Geloasa mea. Bă, până și câinele e gelos pe mine. La mulți ani, să rămână, să rămână. Habar n-aveam. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos. Haideți la cafea. Păi bă, trebuie să vă fac cinste, dacă tot e ziua mea azi. La mulți ani, să rămână. Dacă tot e ziua mea azi, trebuie să vă fac cinste. Mulțumesc frumos. Vezi, dacă noi intram aici, habar n-aveam că e ziua mea. Ești o scumpă, așa sunt eu. Adu-ți-o, mulțumesc din suflet. Vorbesc la modul serios. Mulțumesc frumos. Vorbesc la modul serios, că dacă nu intram cu voi aici. Așa, uite, că am aflat și eu că azi e Sfântul Alexandru. Ești atât de frumoasă, să nu mă de ochi, că dacă mă de ochi, trebuie să ajungi la mine să mă descânți. N-ai cum să mă lași cu dureri de cap și mai ales de ziua mea. Mă faci să mă doară capul. Mai ales de ziua mea mă faci să mă doară capul. Trebuie să ajungi la mine să mă descânți. Păi zi tu, Ionuț, nu-i așa? Unde? La Londra. Vii la Londra să mă descânți.
Și cum te descălzi? Cum știi tu că ai leac mai bine? Păi, mulțumesc frumos. Păi trebuie să-ți spun eu cum mă descânți. Cum știi tu că ai leac mai bine? Andrei, mulțumesc. Mă întreabă pe mine cum să mă descânte. Tu știi mai bine. Știu eu.